Mă uitam prin feed-ul meu de subscribe pe acolo să văd cine ce-a mai postat, nu că mai am timp să mă uit la clipuri, dar așa, măcar să văd cine ce-a mai postat și tot am văzut-o pe tati că postează o grămadă de clipuri din astea cu declutter și mi-am adus aminte că da, eu am făcut curățenie în colecția mea de make-up și dacă nu știți, vă las link-ul în bio, în descriere și l-am făcut acum câteva săptămâni, chiar o lună și ceva, dacă nu mai bine, dar nu am făcut curățenie în colecția mea de rujuri. Nu știu dacă ați observat chestia asta, că prin colecția aia de make-up pe care am curățat-o eu, că era aici în sertarul ăsta, nu am făcut-o din în rujuri. Și m-am decis că ar fi cazul, pentru că am un portfel plin în care îmi țin rujurile, mă rog, acum nu-i plin că sunt mai mult pe jos alea, că le-am filmat, dar în portfelul ăsta de regulă îmi țin rujurile pe care nu le folosesc atât de des și mi-am zis că e păcat să le țin aici. Deocamdată nu am altă variantă pentru storage, știți, ca să le văd, ca să le pot folosi pe toate și pe alea pe care nu le folosesc foarte des le țin aici și cele pe care le folosesc foarte des le țin în sertarul ăsta și atunci m-am decis eu că ar fi cazul să le scot și pe astea de la naftalină și să le sortez, să le triez, să le curăț și să vă arăt ce am, pentru că anul trecut în mod special mi-ați cerut în disperare colecția mea de rujuri. Au fost foarte multe fete, bănuiesc eu mai micuțe așa printre voi, care și-au dorit foarte, foarte tare să-mi vadă colecția de rujuri și am tot zis că o filmez și că o filmez și n-am mai ajuns să o filmez pentru că da, este un clip foarte lung și foarte greu de editat și de procesat din cauza că sunt foarte multe chestii și vreau să vă arăt nuanțele, vreau să vă arăt textura, vreau să vă fac swatch-ul. Pentru clipul ăla cu colecția aveam de gând să fac și swatch-uri pe buze, deci era foarte complicat. Așa că astăzi o să vedeți practic cam toată colecția mea de rujuri, pentru că am destul de multe care sunt împrăștiate pe unde dă domnul. Am încercat eu să caut prin toate gențile și prin toate sertarele să fiu sigură că nu-mi scapă vreunul, dar cred că tot mi-au scăpat câteva. Le-am luat, le-am pus grămadă și o să vedeți la ce renunț și ce păstrez și care sunt preferatele mele și sper să țină loc și de colecție de rujuri clipul ăsta, pentru că practic vedeți cam tot ce am și le vedeți și swatch-uri, vedeți și tot. Mi-a plăcut foarte mult clipurile de genul ăsta pentru că mă inspiră să fac ordine lucruri și ca să vă spun drept, nu mi-a fost prea ușor să fac clipul ăsta și mai ales să sortez rujurile, pentru că cred că dintre toate produsele de make-up, rujurile încă sunt preferatele mele, știți că am o pasiune pentru ele și de fiecare dată când intru într-un magazin, primul lucru pe care vreau să mi-l cumpăr întotdeauna este un ruj sau cel puțin un ruj, cu toate că aș avea nevoie poate de alte chestii, știți? Și mi-e foarte greu să renunț la ele chiar dacă nu le-am folosit de mult timp, chiar dacă au expirat, chiar dacă sunt vechi. Știu senzația aia despre care mulți hoarderi vorbesc, dar totuși încerc să o depășesc și asta facem în clipul de astăzi. Vă las cu partea de sortat a clipului și aș vrea să-mi spuneți în comentarii ce rujuri vă plac vouă, ce-mi recomandați, dacă ați încercat rujurile pe care le am eu, cum vi s-au părut. Vreau să știu tot de la voi. Să începem cu cel mai mic depozit de rujuri pe care l-am. Le-am împărțit în trei categorii. Categoria de încă nu știu unde să le duc, categoria de le păstrez și categoria de bye-bye. Așa. Și la categoria nu știu ce să mă fac cu voi, dacă să vă mai încerc sau nu, sunt astea trei, surprinzător numai trei. Așa, am rujul ăsta de la Bourjois, care de altfel îmi place foarte mult, însă este o nuanță foarte turbată, foarte de vară și chiar nu știu ce să mă fac cu ea, adică nici nu știu dacă să o păstrez, să o port sau să îmi iau altă nuanță care să mi se potrivească puțin mai bine. Acum că mă uit la ea, parcă îmi place. Este o nuanță destul de turbată așa de vară și parcă și consistența ei se schimbă puțin, nici nu știu. Mai gândesc ce fac cu ea. A doua nuanță este de fapt un gloss, asta de la L'Oreal.
Glosurile astea nu prea mi-au plăcut, dar pe ăsta m-am gândit că poate îl mai țin pentru că are ceva sclipici în el. Este așa, nuanța asta de piersic, are ceva sclipici în el și mă gândesc că merge ca topăr, așa, în centru buzei sau ceva. Nu l-am folosit până acum ca așa ceva, ca topăr, dar poate mă răzgândesc și o fac de acum colo. Și al treilea este rujul ăsta, glosul, pardon, de la Rimmel London, din gama Oh My Gloss, care gama îmi place foarte mult, numai că pe ăsta nu prea l-am folosit, ăsta fiind o nuanță mai închisă așa de nude. Nu prea l-am folosit pe ăsta și încă nu știu ce să mă fac cu el. Dar, vedem. În categoria rujurilor sau glosurilor de care mă voi despărți, intră astea patru, care sunt de la L'Oreal. Nu știu de ce le-am pus cu partea din spate în față, dar mă rog. Așa. Pe care nu prea le-am folosit. Unele din ele mi-au plăcut, altele mai puțin, dar nu le-am folosit și m-am gândit că nu prea are rost să le țin aici. Am nuanța asta care... Cred că dintre toate astea era preferata mea, că era mai piersicie așa. Din păcate e un pic mai închisă la culoare în realitate decât arată tubul. După aia vine asta, care este un nude, care e maro de fapt, nude-ul ăsta. Și asta, care din păcate are o consistență, dacă vedeți voi, foarte ciudată, are așa, lasă bucățele, vedeți? Asta e unul din motivele pentru care nu prea l-am purtat. Și mai am rujul ăsta, care este foarte închis și la fel aceeași problemă cu consistența, dacă vedeți voi. Stați că nici nu știu. Așa. Vedeți? Se vede cât de aiurea e consistența lui. Și din păcate am decis că nu le mai păstrez pentru că nu are rost, fiindcă nu le folosesc. Apoi, am rujurile astea de la Maybelline, Vivid Mattes, care... Iarăși, au intrat în categoria rujurilor care nu mi-au plăcut, din păcate. Nu sunt mate, în primul rând, oricine ce-ar zice. Am făcut și un review, dacă nu mă lasă creierul până postez clipul ăsta, vi-l las în bara cu descrieri. Și v-am zis și atunci, vă spun și acum, nu sunt mate. Deci nu sunt mate, au o tentă așa mată, dar sunt ca niște glosuri foarte groase sau ca niște rujuri din alea lichide, dar nu mate în niciun caz. Și... Culorile sunt foarte frumoase, mi-au plăcut la nebunie culorile, dar din păcate marea mea problemă cu ele, în afară de faptul că nu sunt mate, este că în momentul în care le aplici, îți curg de pe buze, se prelingă așa pe marginea buzei și e un aspect foarte neplăcut. Și am observat că se întâmplă chestia asta de multe ori chiar dacă pun un creion, pentru că inițial credeam că dacă pun creion o să fie ok, nu, chiar dacă pun creion înainte de a le aplica, tot... se prelingă așa pe marginea buzei și nu-mi place, din păcate. Ele, ca nuanțe, sunt superbe, v-am zis. Asta este un fucsia turbat. Perfect pentru vară. Asta este un fucsia ceva mai închis. Asta cred că e preferatul meu dintre toate, ca și nuanță vorbesc. Dar iarăși uitați-vă și la swatch, cum se vede. Da? Nu-i prea grozav. Asta este iarăși un fucsia mai roșiatic, așa, bate spre roșu. Și miros a vanilie. Din păcate, nu am ce să fac cu ele dacă îmi curg de pe buze. Și ăsta este cel nude. Da. Care are cea mai aiurea consistență dintre toate. Și dacă vedeți voi, se vede clar că nu sunt mate și nu se usucă. Pentru că le-am lăsat să vedem, se usucă, nu se usucă. Nu, nu se usucă. Apoi o să renunț la două rujulețe pe care le-am de la Oriflame, sunt din acelea foarte ieftine. Mi-au plăcut la nebunie rujurile astea, însă nu le-am mai folosit de foarte mult timp pentru că am versiuni mai bune, dar rujurile astea mi-au plăcut. La momentul la care le-am folosit, v-am vorbit foarte mult de ele pentru că îmi plăceau chiar foarte mult, dar v-am zis, nu le-am mai folosit de foarte mult timp și nu are rost să mă ocup spațiu cu ele. Ăsta este, spre exemplu, un roz foarte sidebat, așa perlat. Drăguț, dar na, dacă nu le folosesc, n-are rost. Și asta este coral. Ăsta l-am folosit cel mai mult dintre toate. Ele nu sunt foarte opace, dar sunt așa de zi cu zi, sunt super. Dacă vreți un ruj ieftin și drăguț așa de zi cu zi, asta e foarte ok. Apoi, la categoria glossuri am luat mai multe ca să trecem mai repede prin ele. Am astea două care sunt de la Ladies. Oh, și mi-aduce cineva aminte de Ladies. Le-am de pe vremea aia, când comandam de la Ladies. Nici nu știu de ce le-am păstrat, sinceră să fiu. Sunt
foarte vechi. Și când spun foarte vechi, sunt de la începuturile mele pe YouTube. Nu știu de ce le-am păstrat, nu mă întrebați că n-aș ști să vă răspund, probabil să dea bine la număr acolo, cam multe, habar n-am, dar da, ăsta roșu chiar miroase oribil. Chiar nu l-aș da la nimeni să-l folosească pentru că miros oribil. Apoi l-am pe ăsta de la Rimmel London, Oh My Gloss, pe care l-am folosit foarte mult. Îl arunc nu pentru că nu-mi place, ci pentru că l-am folosit atât de mult încât a căpătat o consistență așa foarte slimy, foarte ciudată. Dar glossul în sine îmi place la nebunie și o să vedeți că am altceva care să-i țină locul, pe care nu l-am folosit. Dar ăsta mi-a plăcut foarte mult și este un gloss din ăla ca două păr foarte bun. Apoi am un alt gloss de la Maybelline, din gama Color Sensational. Glossul în sine nu este rău, problema a fost că nu am știut la vremea la care l-am cumpărat să-mi aleg culoarea și am luat un portocaliu care... Exact nuanța de portocaliu care nu merge cu pielea mea. Așa că n-aș putea să-l folosesc și nu l-am folosit niciodată, tocmai din cauza asta că mi îngălbenește dinții, arată iure pe buzele mele și atunci, da. Asta este un set de glosuri de la Sephora, l-am primit cadou de ziua mea, mă rog, nu l-am folosit și nici nu-l folosesc și mă și enervează pe personal ambalajul ăsta de genul ăsta, așa că, da, chiar nu știu dacă-s bune. Bun, ăsta este un gloss pe care l-am primit de la o colegă de la Master, din Coreea, este adus din Coreea. Nu l-am folosit niciodată pentru că nuanța nu mi se potrivește, arată foarte aiurea pe buzele mele și eu arăt rău cu el pe buze, așa că nu l-am folosit niciodată. El miroase a gumă de mestecat, deci are un miros senzațional, dar din păcate nu îl pot folosi, că are nuanța asta ciudată așa pentru mine și pentru pielea mea și arată dubios. Așa că lasă. Ea e genul de persoană care nu se machiază, nu prea are treabă cu machiajul și a luat și ea primul lucru pe care l-a văzut știind că mie îmi place machiajul. Apreciez gestul, dar da. Astea sunt alte două glossuri din gama aia de la L'Oreal, în care v-am arătat pe cel piersică pe care încă nu știu dacă să-l păstrez sau nu. Astea sunt ciudate. Ăsta, spre exemplu, este transparent. Nu face nimic. Este pur și simplu transparent, ca să-l pui peste ruj, și ăsta ar avea ceva sclipici în el. Și nici nu m-au încântat, sunt foarte lipicioase și nici nu le-am folosit și atunci nu are rost să le mai țin. Apoi, mai renunț la încă două creioane de buze și 5, mă rog, 6 rujuri. Am creioanele astea de buze de la Ada, pe care nu le-am suportat niciodată, nici nu știu de ce. M-am lăsat eu influențată de un trend la începuturile mele pe YouTube și am cumpărat creioanele astea, dar eu nu le-am suportat niciodată, nu mi-au plăcut niciodată și nu le-am folosit niciodată pentru că usucă buzele și eu, în general, nu prea agrez creioanele de la Ada. Știu că sunt ieftine, dar își merită titlul de ieftine. Cel puțin creioanele de ochi mirită ochii teribil de tare, iar astea nu-mi plac chiar deloc. Deci n-am ce să... Mi usucă buzele foarte tare, nu-mi plac, n-am cum să le folosesc. Așa, apoi am rujul ăsta de la Oriflame, care este un ruj lichid mat. Care are așa o consistență ușor dubioasă, este cremos. Este mat, într-adevăr, să o știu că ceva mai mat, dar nu l-am folosit niciodată, nu știu, probabil din cauza nuanței, nu mi-am ales eu bine nuanța de nude sau habar n-am, dar nu l-am folosit niciodată și stă de vreun an și ceva, dacă nu mai bine pe acolo și n-are rost să mai ocup spațiul cu el. Apoi am un ruj de la Avon pe care l-am folosit foarte, foarte mult timp. Și l-am de mult timp, dar am zis că e momentul să ne despărțim. Este mai maro decât ar trebui eu să port și nu știu de ce îl purteam într-un lip și eram foarte disperată după el, dar îl lăsăm așa. Și am rujurile astea două, setul ăsta de rujuri de la Max Factor, care iarăși sunt foarte vechi, le-am folosit mult timp și pe astea, dar gata, nu mai. Și ups, l-am și rupt pe ăsta, ei. Ne-am folosit foarte mult timp, în special pe ăsta mai închis la culoare, dar nu mai, nu le-am mai folosit în ultima perioadă și da, nu, sunt vechi deja. Și mai am două rujuri, un roșii ambele, aproape identice ca nuanță. Ăsta este de la Avon și ăsta este de la Pharmacy.
Nu mă întrebați de ce mi-am luat eu atâtea rujuri roșii, pentru că eu, în general, nu sunt o mare amatoare de roșu, dar, da, nu știu ce aveam în minte. Ăsta este, nu știu, roșu, bate puțin către corai, așa, parcă ar avea un subton portocaliu. Și ăsta parcă ar fi mai rece. Așa. Dar nu le-am folosit și au un gust foarte ciudat în momentul, îmi lasă un gust în gură foarte ciudat în momentul în care le-am aplicat și nu le-am folosit și de-aia renunț la ele. Bun, și acum trecem la ce păstrez. O să păstrez Melted Lipstick de la Too Faced. Este o nuanță ceva mai Barbie așa pentru mine, dar asta o port întotdeauna cu un creion pe dedesubt, nu o port așa de capul ei. Dar îmi place și îmi plac mult rujurile astea, chiar vreau să mai cumpăr pentru că sunt foarte bune, rezistă și îmi plac ce consistența lor, sunt plăcute. Apoi am Melted Matte Lipstick, tot de la Too Faced. Asta este iarăși o nuanță mai de toamnă așa, ceva mai rece, este mai ciudățică, dar și pe asta o port oricum gloss deasupra, oricum creion de dedesubt ca să-i mai schimbe nuanța, că este puțin prea închis pentru mine. Dar și asta, și asta este un ruj mat foarte drăguț. Apoi am cele 5, trebuia să fie 6, nu știu, unul e pe undeva, rujul de la Oriflame. Sunt din gama Giordani Gold Incontro sau Iconic Mattes, ceva de genul ăsta. Sunt rujurile alea despre care vă vorbesc foarte des și în primul rând trebuie să le apreciem ambalajul, că este superb. Le folosesc o parte din ele, nu pe toate. Spre exemplu, ăsta este un ruj pe care nu-l folosesc foarte des, dar o să-l păstrez să-i mai dau o șansă. Ia da, asta poate mă îndur să-l folosesc mai mult. Este un vișniu foarte închis, aproape maro. Și e interesantă culoarea. Îmi plac rujurile astea pentru că sunt nu sunt chiar mate, dar sunt rezistente, sunt incredibil de rezistente pentru un ruj. Următorul este un coral, care culmea mi se potrivește, este o nuanță foarte frumoasă de vară și coralul ăsta chiar mi se potrivește, este foarte ok pentru mine și îl folosesc foarte des, spre deosebire de celălalt pe care o să-l vedeți imediat. Iar asta este nuanța mea preferată, este un fucsia închis la culoare, așa, care îmi place foarte mult, de asta îl port cel mai des. Și dacă mi-ați văzut clipurile cu favorite, cu siguranță l-ați văzut de foarte multe ori, pentru că chiar îl port foarte des, îmi place foarte mult nuanța aia. Asta este cel nude, pe care și pe ăsta la rândul lui îl port des. Dar cel mai des port fucsia, deci port fucsia, ăsta nude și după aia ăsta coral, ca ordine. Iar ăsta și cu următorul sunt ceva mai puțin folosite, dar o să vreau să le bag mai mult în seamă. Ăsta este un coral foarte turbat, dacă vedeți, dar și ăsta este foarte drăguț la rândul lui. Apoi vine rândul butter gloss-urilor de la NYX, la care nu renunț pentru că îmi plac foarte mult. Stați că mai am unul aici, așa. Îmi plac foarte mult. Nu le folosesc chiar pe toate, dar în principiu mare parte din ele le folosesc. Astea sunt nude, ambele le-am luat pentru că nu știam exact care, cum se vede. Și de cele mai multe ori le combin cu rujuri, nu le port de sine stătători, adică nu le port așa singure. De cele mai multe ori le combin oricum creion, oricum ruj, știți? Chiar dacă par ele mai Barbie sau ceva, ăsta iarăși îmi place foarte mult și pe ăsta l-am folosit mai mult decât pe celălalt. Are o nuanță mai plăcută. Și coralul ăsta, în momentul în care vreau să mai deschid un ruj, iarăși îmi place mult de tot. Mie îmi plac butter gloss-urile. Știu că lumea nu mai vorbește despre ele așa de mult cum o făcea înainte, pe vremea când am început eu YouTube-ul, dar mie chiar îmi plac. Asta este un picuț mai închis. Asta este una din nuanțele alea pe care nu prea le-am folosit. Este ceva mai albastru așa, dar e drăguț când îl aplici peste un ruj că îți albește dinții. Unul din preferatele mele este ăsta, care se numește Red Velvet. Este unul din primele rujuri roșii pe care, sau glossuri roșii pe care am îndrăznit să le folosesc și pe ăsta de obicei îl folosesc iarna. Foarte, foarte mult și îmi place mult de tot, chiar dacă e gloss, chiar dacă bate vântul, mie îmi place. Ăsta este cel pe care îl folosesc cel mai puțin pentru că am constatat că move-urile nu mi se potrivesc, dar îl păstrez, nu știu, încă nu m-am putut dezlipi de el, dar este drăguț. După care vin minunatele mele rujuri apocaliptic de la Rimmel London. Sunt unele din preferatele mele, sunt unele din primele rujuri
Melted care au apărut pe piață și mi-e plac la nebunie. Asta fiind nuanța mea preferată dintre toate, pentru că este cea mai purtabilă, cea mai ok. Și îmi plac rujurile astea pentru că rezistă foarte mult, chiar dacă, spre exemplu, ți se duce partea asta lucioasă din ruj de pe buze, după aia îți rămâne un stain pe buze foarte plăcut. După aia vine ăsta care este ceva mai nude. Și asta este o nuanță foarte plăcută de nude și pentru mine merge bine asta. Asta este nuanța apocaliptic, care este unul dintre, am zis-o și o să mai repet, probabil una dintre cele mai frumoase nuanțe de roșu ever. Sunt foarte puține rujuri care se compară cu nuanța asta. Nu prea au fost mărci care să scoată nuanța asta de roșu și e foarte frumoasă și este un roșu din ăsta foarte versatil, foarte frumos. Și după care vine ăsta care este cel mai turbat din ce am eu și este mai corai, așa, dar și ăsta merge super bine pentru vară. Și aveam un puf pe mână de la cervețele, că de la câte îmi șterg mâinile. Încă trei rujuri minunate, de data asta sunt mate, sunt astea de la Boysenberry și cred că o să mai achiziționez pentru că sunt foarte bune rujurile astea. Nu sunt ele cele mai rezistente la modul să-ți reziste toată ziua, cum se așteaptă unele persoane, însă sunt foarte bune dacă le aplici într-un singur strat. Se aplică frumos și îți rezistă decent, 6-7 ore lejer, da? Și am niște nuanțe aici care sunt foarte drăguțe. Asta este un nude coral something, nici nu știu exact cum să-l definez. Am aici un roz pe care ar trebui să încerc să-l port mai mult vara asta. Care este iarăși foarte turbat la rândul lui, dar arată foarte bine pe buze. Și minunatul și celebrul Red Sonia, care este un roșu foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos și îl port iarna foarte mult pentru că ăsta este un roșu iarăși foarte plăcut și stă pe buze, îți rezistă, nu se lipește părul de el. Asta chiar ajung să fie mate, adică nu e o glumă, chiar sunt mate. Și că tot vorbim de rujuri mate, hai să mai vorbim despre câteva. Am să le păstrez pe astea de la Miss Sporty. Astea mi-au fost trimit în set de către cei de la Rimmel London și culmea, îmi plac foarte, foarte mult. Sunt niște rujuri nu de o rezistență excelentă, însă se aplică foarte ușor, nu se simte buze și arată foarte bine. Și dacă mănânci sau bei, poți să le dai foarte ușor jos de pe buze și după aceea să îți reaplici fără nicio problemă un strat proaspăt de ruj. Nu e niciun stres. Dacă nu mănânci prea mult și nu bei prea mult, îți rezistă destul de mult, ceea ce mi se pare absolut decent pentru rujurile astea și pentru prețul la care vin. Eu sunt încântată de ele și chiar le folosesc foarte, foarte des. Apoi am să păstrez și două din rujurile mult controversate de la Stay Matte, de la Rimmel London. Am făcut un review, le-am făcut un review și am vorbit mai mult acolo despre ele și multă lume s-a supărat pe mine pentru că le-am zis ce le-am zis, dar și acolo v-am spus și vă repet, formula celor deschise la culoare este mult, 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 mult diferită față de cele închise la culoare, da? Nici nu se compară. Și îmi plac nuanțele și le fac swatch-uri împreună cu cele de la Miss Sporty ca să vedeți că nu sunt la fel, da? Sunt toate în zona de nude, dar nu seamănă niciunul cu celălalt. Nu sunt la fel și tocmai de-aia le păstrez. Și astea poți să le dai foarte ușor jos de pe buză și să-ți reaplici un strat nou, pentru că nu sunt super rezistente. Am fost întrebată care dintre cele două îmi plac mai mult și pe care le-aș recomanda. Eu personal le prefer pe astea de la Miss Sporty față de cele de la Rimmel London. Dacă ar fi să aleg între ele, cred că le-aș alege pe astea. Și mai am două rujuri care sunt tot mate. Unul de la Sleek, tot un nude, bineînțeles, și unul de la The Balm. Ăsta de la The Balm nu este un ruj din ăla în care să ți se usuce pe buze, care să fie super rezistent în timp, dar îți lasă un stain pe buze care îți rămâne mai multe ore și iarăși e plăcut. Aia este mentolat și îmi place chestia asta, îți dă așa o senzație de fresh pe buze și îmi place foarte mult nuanța asta care iarăși este superbă, 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 superbă. Și ăsta de la Sleek este iarăși un nude. Eram tentată să cumpăr mai multe, dar după aia m-am oprit.
este o nuanță similară oarecum cu celelalte, dar dacă vedeți, este diferită. Nu știu, eu le văd diferite pe toate 5. Mie nu mi se pare că seamănă vreuna cu cealaltă. Da? Deci pot să justific orice pe lumea asta în materie de rujuri. Singura mea problemă cu asta este că îți evidențiază liniile alea din buze dacă aplici un strat mai gros și trebuie să ai grijă să-l dai jos în momentul în care mănânci sau bei ceva, pentru că începe să crape și are un aspect neplăcut, dar în rest este un ruj foarte rezistent și foarte plăcut și vouă vă place să-l vedeți foarte des în clipuri pe buzele mele. De fiecare dată când l-am purtat, întotdeauna m-ați lăudat sau mi-ați făcut complimente când l-am purtat în clipuri. Mai puteți? Că mai avem. Am aici un ruj din gama Color Stay de la Maybelline, care îmi place foarte mult. Este un nude perfect pentru buzele mele. Din păcate nu-l pot purta în clipuri pentru că l-am purtat de câteva ori și se vedea aiurea, dar îmi place foarte mult rujul și îl port foarte des. Un alt ruj preferat de mine pe care l-am folosit foarte, foarte mult timp, tot din gama Color Stay de la Maybelline, este ăsta. L-am folosit enorm, enorm, enorm de mult timp. Acum am mai rărit-o cu purtatul, dar îmi place în continuare foarte mult. Una din marile mele iubiri de la Catrice, Kiss Me If You Can. Îl știți, mai am foarte puțin din el, după cum se vede. Îmi place de morcov. Rujul ăsta este un coral perfect din punctul meu de vedere și îl port foarte, foarte des. V-am vorbit despre el de nenumărate ori. Apoi îl am pe ăsta care este ceva mai Barbie, așa, mai nude, mai something. Dar îl combin cu alte nuanțe de ruj sau alte creioane și mergem. Și îl am și pe ăsta care este un vișniu, un kiss intens, superb pentru sezonul rece. Apoi, încă două din preferatele mele, rujurile de la Rimmel London. Astea sunt din gama aia Color Stay sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Ăsta este cel roz, mai bombonicios, barbicios, așa. Foarte drăguț. Dar preferatul meu și pe care l-am purtat cel mai des este Asia. Este un maro nude something foarte, foarte plăcut. Mai am aici un ruj de la Max Factor. Dar ăsta am zis că renunț. De ce l-am pus în categoria asta? Ăsta am zis că renunț la el pentru că nu-l folosesc. Și ca să îi fac un swatch, îl fac lângă ăla de la Rimmel London ca să vedeți diferența între ele ca nuanță. Și da, pe ăsta nu prea l-am purtat și renunț la el. Dar păstrez Dulce Caramelo de la Milani, care îmi place foarte mult, dar și pe ăsta din păcate nu-l pot purta, nu-l pot purta pe cameră pentru că se vede aiurea. Apoi vin trei dintre rujurile mele preferate, și anume astea de la Elf, care sunt absolut minunate. Ele sunt din gama mată sau ceva de genul ăsta, dar nu sunt mate, dar sunt tot așa niște rujuri foarte, foarte confortabile. Ăsta este preferatul meu, spre exemplu. Toate îmi plac, dar ăsta este preferatul meu. Foarte confortabile, cu niște nuanțe absolut superbe și care rezistă, culmea, rezistă chiar foarte mult și pe mine mă încântă treaba asta foarte, foarte tare. Și îmi plac la nebunie rujurile astea și le port foarte des. Deci astea intră clar în categoria celor mai purtate rujuri pe care le-am. Apoi vin cele două rujuri minunate de la YSL pe care le am eu. Nu sunt niște rujuri rezistente, au mai mult un caracter sentimental pentru mine. Ăsta este iarăși un barbicios, așa, dar sunt superbe ambalajele în primul rând și în al doilea rând îmi plac foarte mult, pe ăsta îl port mai des. Ăsta este un nude și îl port foarte, foarte des, dar iarăși nu îl pot purta pe cameră pentru că se vedea iurea pe cameră dacă îl port, dar așa în viața de zi cu zi îl port foarte des și îmi place foarte mult. Ultimele glosuri și după aia trecem la creioanele de buze și încheiem. Am două glosuri de la M-Way pe care mi le-a făcut cadou Bianca. Sunt două glosuri foarte interesante. În primul rând, ambalajul este interesant că are aici o oglindă. Au luminițe, după cum vedeți, în momentul în care le deschizi au luminițe și ca să vezi pe unde aplici. Asta este o nuanță de portocaliu. Astăzi genul ăla de rujuri gen topăre, adică nu sunt rujuri pe care să le poți de sine stătătoare. Bine, poți să le poți și de sine stătătoare, dar de regulă le porți peste un ruj ceva. Da, trebuie să mi le pun în față, să le port mai des pentru că nu prea le-am purtat în ultima vreme. Vă ziceam de ăla de la Rimmel London, Oh My Gloss, că îl
arunc pentru că am altul la fel, este ăsta de la Essence și pe ăsta nu prea l-am purtat și tot așa îl port foarte des ca topper. Și după aia mai păstrez pe ăsta din gama Oh My Gloss de la Rimmel London, pe ăsta fucsia, el este fucsia de felul lui, dar o nuanță pe care n-am purtat-o foarte des și de aia s-a conservat relativ bine. Acum în ce privește creioanele de buze, am în primul rând creioanele astea de buze foarte groase, aproape jumbo de la Elf, care îmi plac foarte mult, după cum vedeți ăsta a fost foarte folosit, inclusiv s-a rupt și vârful, înțelegeți voi. Creioanele astea sunt mate și în cazul în care nu vă plac rujurile mate, nu le suportați, vă este greu să vă dați cu ele, puteți să vă jucați cu astea, să tricați puțin, ca să spun așa, și să aplicați creioanele astea și par ca fiind niște rujuri. Mie mi se par mai mult rujuri decât creioane, se simt ca niște rujuri pe buze, de-aia puteți ruca ochiul cu ele în cazul în care vreți. Și sunt destul de rezistente, nu sunt chiar super rezistente, dar sunt destul de rezistente și eu zic că merită să le încercați dacă, de exemplu, nu vă plac rujurile mate, alea clasice, lichide. Apoi, un creion pe care am zis că l-arunc de altfel, ăsta de la Florman, nu știu de ce l-am pus aici, ăsta îl arunc pentru că nu-mi place, îmi usucă buzele foarte tare și am altceva în locul lui și așa că prefer să... Așa. Am un creion de la Maybelline, din gama Color Sensational, care îmi place foarte mult. Este tot așa un nude, mai în sfera aia unde pot eu creioane și rujuri de buze. Și după aia, astea toate sunt de la Miss Sporty, toate nuanțele astea pe care le vedeți aici, toate sunt de la Miss Sporty. Niște rujuri, nu sunt excepționale, usucă puțin buzele, dar sunt ok. Și ca rezistență, și ca pigmentație, mie mi se par destul de ok și la prețul la care vin eu zic că sunt mai mult decât decente. Așa că dacă vreți... ăsta e un creion de ochi, ce caut aici. Așa că dacă vreți un creion de buze ieftin, astea zic că sunt mai mult decât ok. Sunt puțin mai uscate ele, dar nu ca cel de la Flormar. Deci nu sunt chiar până acolo, nu se duc până acolo cu uscăciune. Cel de la Flormar este sub orice critică de uscat. Și ăsta ar fi cel nude. Da, și cam astea sunt toate. Am terminat. Finally! Ok, cam ăsta a fost clipul meu. Eu sper că v-a plăcut. Sper că v-a dat un imbold așa să vă faceți ordine în colecția de make-up sau măcar la rujurile voastre. Da, dacă aveți alte sugestii de clipuri pentru mine, nu uitați să le lăsați în comentarii pentru că le aștept cu mare drag. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, dacă v-a inspirat, dacă ați învățat ceva din el. Mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu l-ați făcut-o. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!